o zi lungă, încărcată, dar cu siguranță a fost o zi rodnică, pentru că aici în fața dumneavoastră sunt peste 100 de medalii, diplome și foarte multe felicitări și aplauze din partea noastră pentru voi. Pentru profesorii voștri, pentru părinții voștri și multe note de 10 cu steluță pentru ceea ce faceți voi, pentru felul în care munciți, pentru a ajunge la acest nivel. Pentru că sunt în fața unei săli pline de campioni, îmi face o deosebită plăcere să invit în fața dumneavoastră un alt campion al școlii noastre, al școlii Silvania, actualmente primarul orașului nostru, domnul Cristian Mihai Lazar. Bună seara tuturor, stimați profesori, stimați elevi, dragi invitați, înainte de orice, dați-mi voie să vă spun, chiar dacă e la capăt de zi, bun venit la Șimleul Silvaniei, să vă zic și numele meu și numele întregii comunități, ne bucurăm să vă avem astăzi alături, aici. Și înainte de orice, aș vrea să încep prin a-i felicita și a mulțumi profesorilor, doamnei director, colegilor din primărie, întregii echipe organizatorice pentru modul în care au înțeles să se implice pentru ca totul să decurgă conform și normal astăzi, astfel încât voi să aveți parte de un concurs cât mai reușit și pentru asta vă mulțumesc și vă felicit. Cum zicea și doamna director înaintea mea, mă aflu în fața unei sări pline de campioni. Și să știți că nu spun deloc formal, chiar sunt impresionat să fiu astăzi în mijlocul vostru, pentru că în această sală toți sunteți câștigători. Sigur că există niște departajări pentru soluțiile pe care ați înțeles să le dați la problemele care v-au fost propuse. Însă, cu toții astăzi ați fost și sunteți niște învingători, pentru că ați înțeles faptul că mai important decât orice este pregătirea, țintirea spre performanță și depășirea propriilor limite. Cum poți să faci asta cel mai bine decât intrând în joc, intrând în competiție? Și nu oricum într-o competiție atât de serioasă, a cărui prestigiu crește de la una la altul și asta datorită încă o dată profesorilor și echipei care se implică foarte mult aici în frunte cu Cătălin Țurca și căruia îi mulțumesc. Așa încât, înainte să începem premierea, eu vă felicit pe voi, pe dascălii voștri care se străduie și au grijă ca voi să beneficiați de cât mai multe cunoștințe, astfel încât să puteți performa cât mai bine. Și în egală măsură, plăcerea mea este dublată astăzi, pentru că nu vorbim de orice concurs, vorbim de un concurs de matematică. Și ceea ce faceți voi, pregătindu-vă în acest domeniu în matematică, ne arată că țara noastră, comunitatea noastră, societatea noastră are, poate să aibă și va avea un viitor frumos, în sensul în care trăim într-o lume în care relativismul poate este tot mai în floare. Ori în matematică nu poți să fii relativ. Matematica e soră cu exactitatea, să zic așa. Și despre asta avem nevoie în ziua de astăzi tot mai mult, despre cât mai multă rigoare, să zic așa, și matematica vă dă rigoarea asta. Pentru aceasta, eu încă o dată sunt foarte încântat că la Șimleu Silvaniei avem un concurs de asemenea ținută și vă garantez că vă așteptăm și în anii care vin la următoarele ediții și cu siguranță, câștigătorii dintre voi, dintre cei care vor fi premiați, cu siguranță vor fi premiați și cu alte ocazii, la alte concursuri, pentru că ceea ce se întâmplă aici, la Șimleu, este un început pentru o serie de alte cariere și aici mă refer, uitați, aveți un exemplu foarte viu în persoana lui Cătălin, care, de sub bagheta profesorului care este omagiat prin acest concurs, a ajuns în topul
în topul olimpiadelor, în topul clasamentelor în acest domeniu al matematicii și astăzi predă la Cluj-Napoca și ne face cinste nouă. Felicitări tuturor și înainte de orice vă doresc sărbători fericite în pace alături de familiile voastre. Și că le-am pomenit de trei ori, cel puțin în cuvântul meu, îl cheam alături de mine pe Cătălin, care cu siguranță, din câte cunosc, am înțeles că ediția de astăzi n-a fost una simplă, dar știți cum e, cum zicea Tudor Arghezi, ispitele ușoare și plajine n-au fost și nu sunt pentru mine. Cu siguranță cred că v-ați bucurat de dificultatea subiectelor, mai ales la liceu. Felicitări! Foarte bun, domnule primar, stimați profesori, stimați părinți, dragi elevi, mă bucur că ne aflăm la finalul celei de-a 16-a ediție a concursului nostru. Poate că în ultimele ediții despre domnul Topan s-a vorbit cam puțin și să știți că dânsul a fost un profesor extraordinar, un profesor foarte dur, dar un profesor care a lăsat în urma lui ceva și în momentul în care a trecut dintre noi, de la cel mai slab elev din clasă și până la cel mai bun elev din clasă, cred că am simțit o mare durere. Și acum, eu dacă contribui cum pot la organizarea concursului, să știți că alți elevi de-a lui sau alți oameni care i-au trecut prin mână, contribuie și el cumva. Și amintesc că printre sponsorii acestui concurs, pe lângă, bineînțeles, primăria orașului și meu, Silvaniei, care a fost alături de noi, mai există un alt fost olimpic la matematică și la informatică, care momentan este informatician și ne-a ajutat și el cu această ediție și numele lui este Bogdan Brisc, tot un produs al școlii. Și despre această ediție, știu că la liceu au fost poate subiecte mai grele, dar am avut surprize plăcute, am văzut soluții foarte frumoase. Vă felicit și vă încurajez să lucrați cât mai mult, să evoluați și da, concursul ăsta să fie un start foarte bun în ceea ce privesc olimpiadele în anul ăsta. Punctajele sunt afișate anonimizat. Să știți că luni, cel mai târziu, vor fi afișați premianții. Pentru că până atunci, din punct de vedere logistic, nu știu dacă o să reușim, dar vă veți ști premiile după premiere și luni se vor afișa listele premianților. Și așa că o să-l... În primul rând vreau să... Nu în ultimul rând vreau să le mulțumesc domnilor profesori și colegilor care tot timpul răspund pozitiv aceste invitații, să vă felicit încă o dată și să îi dau domnului primar cuvântul să înceapă premiera. Pentru că toată lumea așteaptă asta. Din motive organizatorice, premierea va începe cu liceul, cu clasa a 12-a. Toate au o explicație, ca și în matematică. La cei mai mici sunt mai multe premii și de aceea începem cu clasa de aceea, ca să nu ținem pe toată lumea. Se acordă mențiunea a doua și medalie de bronz elevei Faul Ștefania de la Colegiul Național de Amin Răcu. Se acordă mențiunea întâi și medalie de bronz elevului Coroiu Alexandru de la Colegiul Național Emil Răcu din Cluj-Napoca.
Premiul al treilea și medalie de argint se acordă elevului Săveanu Alex Petru de la același Colegiu Național Enrico Rapu. Se acordă premiul al doilea și medalie de argint elevului Știrbu Andrei de la Colegiul Național Vasile Lumar și Baia Mare. Și campionul acestei ediții, clasa 12-a, îi revine campionului acestei ediții, revine premiul întâi și medalie de aur elevului Robu Dacian de la Colegiul Național Vasile Lumar și Baia Mare. Medalie de bronz, la clasa 11 trecem. Medalie de bronz se acordă elevului Martița Rareș de la Colegiul Național Andrei Mureșanu din Bistrița Năsăului. Tot medalie de bronz se acordă elevului Loga Patrick de la Colegiul Național Silvania Zalău. Se acordă tot medalie de bronz elevului Pop Tudor de la Colegiul Național Vasile Lucaciu Baia Mare. Mențiunea a doua și medalie de bronz se acordă elevei Poju Eliza de la Colegiul Național Emil Racoviță Cluj-Napoca. Acordăm mențiunea a doua și medalie de bronz elevului Lucuța Luca de la Colegiul Național Emanuel Gojdu Oradea. Acordăm mențiunea întâi și medalie de bronz elevului Grigor Dragoș de la Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu Cluj-Napoca. Avem o situație specială aici la clasa 11-a. Nu avem premiul 3, ci avem două premii 2. Așa încât o să-i chem în ordine alfabetică pe cei doi deținători ai premiului 2 și după cum urmează. Acordăm premiul 2 și medalie de argint elevei Pop Amelia de la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca, respectiv elevului Vaida Șerban de la Colegiul Național Emanuel Gojdu din Oradea. Premiul întâi și medalie de aur se acordă elevului Șerban Radu de la Colegiul Național Unirea Târgu Mureș. Thank you.
Deci în la clasa 10-a... acordăm medalie de bronz lui Filip Mătase Ilia, de la Colegiul Național Mihai Eminescu, Satu Mare. Se acordă elevului Mihai Marc Daniel, de la Colegiul Național Mihai Eminescu, Satu Mare. Acordăm medalie de bronz elevului Groza Patrick, de la Emanuel Gojdu din Oradea. Tot medalie de bronz se acordă elevului Petruțesc Boaru Rareș Justin, de la Colegiul Național de Cebalu din Teba. Medalie de bronz se acordă elevii Sturs Miruna, de la Colegiul Național Emanuel Gojdu Oradea. Acordăm medalie de bronz elevei Hangan Miruna, de la Colegiul Național Emanuel Gojdu Oradea. Mențiunea a treia și medalie de argint se acordă elevului Mureșan Paul, de la Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare. Avem două mențiuni a întâi și medalie de argint la clasa... la clasa 10-a. Avem două mențiuni a întâi și medalie de argint la clasa 10-a, astfel încât se acordă elevului Bivol Cristian de la Colegiul Național Vasile Alexandre din Galați și elevului Paru Ștefan de la Colegiul Național Emanuel Gojdu din Oradea mențiunea întâi și medalie de argint. Premiul al treilea și medalie de argint se acordă elevului Rusea Bogdan de la Colegiul Național Emil Racu din Sfântâna. Acordăm premiul al doilea și medalie de aur elevului Kiș Alexandru de la Colegiul Național Emil Racu din Sfântâna. Și campionul acestei ediții la clasa 10-a este Costin Tudor de la Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare. Trecem la clasa 9-a și acordăm medalie de bronz elevului Broscoi Mihai de la Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu din Cluj-Napoca. Medalie de bronz se acordă și elevului Chiorian Alexandru de la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca.
asemenea, medalie de bronz se acordă elevului Palici Cristian Andrei de la Colegiul Național Emil Rakovița din Cluj-Napoca. Pentru medalia acordăm medalie de bronz elevului Moldovan Bogdan de la Colegiul Național Alexandru Papile Arian din Târgu Mureș. Se acordă medalie de bronz elevului Ilieș Victor de la Colegiul Național Emil Rakovița din Cluj-Napoca. Se medalie de bronz acordăm elevului Gogotă Tudor de la Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare. Mențiunea a treia și medalie de argint se acordă elevului Petrișor Ștefan de la Colegiul Național Emil Rakovița din Cluj-Napoca. Acordăm mențiunea a treia și medalie de argint elevei Farcaș Oana Paula de la Colegiul Național Silvania Zahăr. Mențiunea a doua și medalie de argint se acordă elevei Vlad Cristina de la Colegiul Național Teodor Neș, Salonta. Mențiunea întâi și medalie de argint se acordă elevului Luca Vlad de la Colegiul Național Emil Rakovița din Cluj-Napoca. Premiul al treilea și medalie de aur se acordă elevei Rad Viorela Valentina de la Colegiul Național Silvania Zahăr. Medalie de aur se acordă elevului Pop Liviu de la Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare. Premiul întâi și medalie de aur se acordă elevului Sandia Iancu Ioan de la Liceul Internațional de Informatică din București. Trecem la gimnaziu și începem cu clasa 8-a. Eu știu că nerăbdare e mare, dar la un moment dat probabil o să se mai audă premiile. Se acordă medalie de bronz elevului Luca Lazăr de la Colegiul Național Emil Rakovița din Cluj-Napoca.
Tot medalie de bronz se acordă elevei Iacob Maria Teodora de la CNS Zadău. Acordăm medalie de bronz elevului Ardelean Tudor de la Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare. Acordăm medalie de bronz elevului Trifa Răzvan de la Colegiul Național Emanuel Gojdu din Oradea. Tot medalie de bronz acordăm elevei Stețiu Maria de la Clubul Soi Academy Cluj-Napoca. Acordăm medalie de bronz elevului Man Eduard Nicolae de la Școala Silvania și Meu Silvaniei. Acordăm medalie de bronz elevului Venter Nicolae de la Școala Petri Mornuș Falău. Acordăm medalie de bronz elevului Pop Tudor Ștefan de la Școala Gimnazială Silvania și Meu Silvaniei. Acordăm medalie de bronz elevului Petruț Alexandru de la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca. Tot medalie de bronz se acordă elevei Mateaș Patricia Ana Maria de la Colegiul Național Onisifor Ghibu Oradea. Se acordă medalie de bronz elevului Crișan Luca de la Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare. Acordăm medalie de argint elevului Pușcaș Gheorghe Darius de la Colegiul Național Andrei Mureșanu din Bistrița. Acordăm medalie de argint elevului Olaru Matei de la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca. Tot medalie de argint se acordă elevului Guțanu Bogdan de la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca. Mențiunea a treia și medalie de argint se acordă elevului Topan Luca de la Colegiul Național Vasile Lucaciu Baia Mare. Mențiunea a doua și medalie de argint se acordă elevei Sasu Amalia de la Liceul Tehnologic Florian Porcius Rotna. Mai
acordă mențiunea întâi și medalia de argint elevului Pele Dragoș de la Colegiul Național Emanuel Drojdu din Oradea. Acordăm premiul al treilea și medalie de aur elevului Cojognea Rareș Mihai de la Școala Gimnazială Dacia din Târgu Mureș. Premiul al doilea și medalie de aur se acordă elevului mureșan Luca Valentin de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Satu Mare. Și în cele din urmă, premiul întâi și medalie de aur se acordă elevului Mate David de la Școala Gimnazială Dacia din Târgu Mureș. Trecem la clasa 7-a și acordăm medalie de bronz elevului Tăroc Brândușan Darius de la Școala Gimnazială Grigore Moisil, Satu Mare. Tot medalie de bronz se acordă elevului rus George Daniel de la Școala Profesor Târlișua din localitatea Târlișua. Acordăm medalie de bronz elevei Prodan Oana Maria de la Silvania Zalău. Tot medalie de bronz acordăm elevului Lit Demian George de la Colegiul Național Octavian Goga din Marghita. Medalie de bronz se acordă elevei Forai Mihaela Elisa de la Școala Profesională Târlișua din localitatea Târlișua. Acordăm medalie de bronz elevului Grigore Dara de la Colegiul Național Nisipul Ibu Oradea. Medalie de bronz se acordă elevului Furcea Răzvan de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Cluj-Napoca. De asemenea, medalie de bronz se acordă și elevului Fane Adrian Ioan de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Satu Mare. Se acordă medalie de bronz elevului Cârcu Alexandru de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Satu Mare. Medalie de argint se acordă elevului Vanciu Alexandru de la Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare. Medalie de argint se acordă elevei Pintea Flavia Iris de la Colegiul Național Vasile Lucaciu. De asemenea, medalie de argint se acordă elevului Ferne Andrei de la Colegiul Național Emanuel Drojdu Oradea.
Secțiunea 3-a și medalia de argint se acordă elevului Dumitru Adrian de la Colegiul Național Vasile Lucaciu Baia Mare. Mențiunea 1 și medalia de argint se acordă elevei Socaciu Andreea de la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca. Mențiunea 1 și medalia de argint se acordă elevului Nemeș Tudor de la Colegiul Național Vasile Lucaciu Baia Mare. Premiul al treilea și medalie de aur se acordă elevului Ardelean Mihai Alexandru de la Școala Gimnazială numărul 1 Oradea. Acordăm premiul al doilea și medalie de aur elevei Cioară Ilinca de la Colegiul Național Emanuel Gorj Oradea. Acordăm premiul întâi și medalie de aur elevului Mitran Tudor de la Colegiul Național Emanuel Gorj Oradea. Trecem la clasa 6, unde am avut o participare mult mai numeroasă și acordăm medalie de bronz după cum urmează. Elevei Dani Anda, de la Școala Gimnazială Sila și din Beclean. Tot medalie de bronz se acordă elevului Șinf Tudor de la Școala Gimnazială Lucian Blaga Baia Mare. Acordăm medalie de bronz elevului Andronic Alex de la Școala Gimnazială Lucian Blaga Baia Mare. Tot medalie de bronz acordăm elevului Tănasă Alexandru de la Școala Gimnazială Avram Iancu din Deș. Medalie de bronz se acordă elevei Hora Vanessa de la Colegiul Național Unisigur din Oradea. Acordăm medalie de bronz elevului Nicoară Tudor Ioan. Acordăm medalie de bronz elevului Criste Luca de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu Zalău. Acordăm medalie de bronz elevului Ferenț Luca de la Școala Gimnazială Lucian Blaga Baia Mare. De asemenea, medalie de bronz se acordă elevului Sas David de la Colegiul Național Alexandru Pampil Arian Târgu Mureș.
acordă elevei Palacean Petra de la Liceul Informatic Bocoviciu din Cluj Napoca. Medalie de bronz se acordă elevului Comșulea Rareș de la clubul XOY Academy din Cluj-Napoca. Medalie de bronz se acordă elevului Rus Armand de la școala gimnazială Avram Iancu din Deș. Medalie de bronz se acordă elevei Biro Antonia de la școala gimnazială Mihai Eminescu Zalău. Acordăm medalie de bronz elevului Vaida Andrei de la școala gimnazială Avram Iancu Deș. Acordăm medalie de bronz elevei Tarța Amelia Andreea de la școala gimnazială Avram Iancu din Deș. Medalie de argint se acordă elevului Stoica Luca Denis de la Liceul Tehnologic Gelu Voievod din Gilău. Acordăm medalie de argint elevei Câmpianu Dania de la Colegiul Național Emil Rahoviță din Cluj-Napoca. Tot medalie de argint se acordă elevului Șerban Vlad Ioan. Medalie de argint se acordă de asemenea elevului Reian David de la Colegiul Național Emil Rahoviță din Cluj-Napoca. Acordăm medalie de argint elevei Gaidoș Ana Nicol de la Colegiul Național Silvania Zalău. Medalie de argint se acordă elevului Giurgiu Ștefan de la Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare. Era cu mențiunea a treia și medalie de argint se acordă elevului Dorle Mihai David de la Colegiul Național Mihai Eminescu Satu Mare. Mențiunea a doua și medalie de argint se acordă elevei Luca Sonia de la Colegiul Național Emil Rahoviță din Cluj-Napoca. Mențiunea a întâi și medalie de aur se acordă elevului Pișcoran Alexander de la Colegiul Național Vasile Lucaciu Baia Mare. Acordăm premiul al treilea și medalie de aur elevei Fernia Diana de la Colegiul Național Emanuel Gorj din Oradea. Acordăm premiul 2 și medalie de aur
elevului Cârjău Cezar de la școala gimnazială Avram Iancu din Câmpia Tuzii. Premiul întâi și medalie de aur se acordă elevului Sacaciu Rareș de la Colegiul Național Emanuel Goș-Doradea. Trecem la clasa 5, încă puțină răbdare. Acordăm medalie de bronz elevului Mureșan Luca de la Colegiul Național Andrei Mureșanu din Bistrița. Tot medalie de bronz se acordă elevului Teuș de Bogdan de la Școala Gimnazială Silvania. Medalie de bronz se acordă elevei Staicu Teodora de la Colegiul Național Universitar de Chimie din Arad. Medalie de bronz se acordă elevului Luca Cerzvan de la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca. Medalie de bronz se acordă de asemenea elevului Dobrican Mihai de la Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare. Acordăm medalie de bronz elevei Furcia Ramona de la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Cluj-Napoca. Medalie de bronz se acordă elevului Baba Septimiu de la școala Grigore Sila și din Beclean. Acordăm medalie de bronz elevului Lazar Octavian de la clubul XOY Academy Cluj-Napoca. Tot medalie de bronz se acordă elevului Mara Daniel. Medalie de bronz se acordă de asemenea elevei Codre Antonia de la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca. Acordăm medalie de bronz elevei Colesniac Silvia de la Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița. Tot medalie de bronz se acordă elevului Domocoș Alexandru de la clubul XOY Academy din Cluj-Napoca. Acordăm medalie de bronz elevului Judea Denis Iulian de la Colegiul Național de Sportiv Oradea. Medalie de bronz se acordă elevului Noje Dragoș Antonio de la Școala Generală Lucian Blaga din Jibou. Acordăm medalie de bronz elevei Tetilianu Matei Ana de la Școala Gimnazială Silvania din Șineu, Silvanie. Acordăm medalie de bronz elevului Ambruș Matei de la Școala Generală Silvania din Șineu, Silvanie.
Sarai de la Școala Generală Grigore Sila și din Meclean. Tot medalie de bronz se acordă elevului Filip Rare Ștefan de la Colegiul Național Silvania din Zalău. Acordăm medalie de bronz elevului Miheț Damian de la Colegiul Național Alexandru Papu Ilarian din Târgu Mureș. Medalie de bronz se acordă elevii Tămaș Diana Andreea de la Colegiul Național Andrei Mureșanu din Bistrița. Acordăm medalie de bronz elevei Ulmeanu Sara Gabriela de la Școala de Gimnazială numărul 1 Silvania din Șinău, Silvania. Acordăm medalie de argint elevei Sultan Cynthia Evelyn de la Colegiul Național Universitar Ghiu din Oradea. Tot medalie de argint se acordă și elevei Meteș Alexandra de la Colegiul Național Vasile Ducatiu din Baia Mare. Acordăm medalie de argint elevului Sasu Tudor Răzvan de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Satu Mare. Tot medalie de argint se acordă elevei Pop Francesca de la Clubul XOY Academy din Cluj-Napoca. Acordăm medalie de argint elevei Pastor Daria de la Colegiul Național Emanuel Gorzu din Oradea. Medalie de argint se acordă elevei Secan Miruna Cezara de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Satu Mare. Medalie de argint se acordă elevului Sasu Mihai de la Liceul Tehnologic Florian Corcius Rotna. Medalie de argint se acordă elevului Cociș Eduard Oliver de la Colegiul Național Universitar din Oradea. Acordăm medalie de argint elevului Caloian Matei de la Clubul XOY Academy din Cluj-Napoca. Medalie de argint se acordă elevei Bâte Emanuela de la Colegiul Național Universitar Ghiu din Oradea. Urmează mențiunile și premiile, după cum urmează. Mențiunea a treia și medalie de argint se acordă elevului Mureșan Paul de la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca. Mențiunea a treia și medalie de argint se acordă elevei Fărcaș Andra de la Colegiul Național Silvania din Zalău.
Mențiunea a treia și medalie de argint se acordă elevului Balaș Alexandru de la Colegiul Național de Învățământ din Sărbătoarea Prefectului. Acordăm mențiunea a doua și medalie de aur elevei Cordoan Miruna, de la Colegiul Național de Învățământ din Sărbătoarea. Mențiunea întâi și medalie de aur se acordă elevului Petridian Andrei, de la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca. Clasa 11-a și la clasa 5-a nu avem premiul 3, ci avem două premii 2. Astfel încât se acordă premiul 2 și medalie de aur elevei Pop Medea de la Colegiul Național Emanuel Gorj din Oradea, respectiv elevului Stuparu Eduard de la clubul XOY Academy din Cluj-Napoca. Cele din urmă, premiul întâi și medalie de aur se acordă elevului Ancan Darius de la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca. Dați-mi voie să vă urez încă o dată sărbători fericite și un an nou, așa cum îmi doriți cu toții.